Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Emauta, imagine rară cu fratele său. Cum l-a surprins, împreună cu fiul său. Emauta a preferat mereu să păstreze misterul în ceea ce privește viața sa de familie, dar de curând a reușit să-și surprindă fanii. Macap artistul a postat o imagine cu fratele său, alături de fiul acestuia. Macap artistul a fost mereu discret în ceea ce privește viața sa de familie, iar fanii au știut destul de puține detalii despre părinții sau fratele său. În urmă cu o zi, Emauta a postat o imagine cu fratele său. Se pare că bărbatul și-a vizitat sora, dar nu singură, ci și fiul său. Emauta are o relație specială cu fratele său, dar și cu nepotul, după cum se poate observa în cele două videoclipuri postate pe Instagram ipostazele în care Macap artistul i-a surprins dovedesc faptul că fratele vedetei este un tată implicat în creșterea fiului său. Emauta nu mai vrea să se împace cu Alex Bodi. După ce au trecut printr-o perioadă mai complicată, Emauta pare decisă să nu se mai împace cu Alex Bodi, având în vedere că afaceristul a spus că își dorește să reia legătura cu Iulia Sălăjan. Am și eu sentimentele mele, și poate mi-am dat seama că fata asta m-a iubit sau poate mă iubește în continuare, și a făcut multe chestii pentru mine. M-a respectat, mi-a fost loială, nu mi-a greșit niciodată și eu am făcut anumite greșeli, iar din vina unor persoane din exterior s-au întâmplat mai multe înțelegeri între noi. Am rănit-o și îmi pare rău, a spus Alex Body, în exclusivitate pentru Antena Stars. În plus, afaceristul a făcut un gest romantic pentru Emauta, după ce a făcut o declarație de dragoste neașteptată în Dubai. Cu toate acestea, macap artistul pare de neîndupălecat, căci susține că Alex Bodin nu i-a luat apărarea, atunci când Iulia Sălăgean a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl copilului său.